Aș vrea să citesc un verset pe care vreau să-l parafrazez. Vă mai dezborțiți dacă vă ridicați puțin. Versetul este din Geneza, capitolul 24, versetul 56, unde Biblia ne spune, el era vorba de robul. Și permiteți-mi să parafrazez punând numele fratelui Pavel, care nu ne mai aude, fratele Pavel, le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Motivul numărul unu pentru care sunt aici este chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu să slujesc. Motivul numărul doi este că împreună, în urmă cu aproape 2 ani, eram îmbrăcat în haine ca și dumneavoastră, familie Chifan, familie Bujdei și ceilalți, și în sicriu era tatăl meu. Și văzând mulțimea de slujitori, care au fost și la privechi și la mormântare, am spus lui Dumnezeu atunci, dacă am fost la multe mormântări până acum, de acum mă duc la mai multe. Și de fiecare dată când voi fi invitat și voi avea ocazia, voi fi la priveghiuri și la mormântări. Că mi-am dat seama ce înseamnă prezența slujitorilor, a colegilor, a fraților, a surorilor în astfel de momente. Și al treilea rând, am un respect deosebit pentru fratele George Bujdei, cu care persoana nu ne cunoaștem foarte mult. Dar a fost o perioadă în viața mea de slujire când am colaborat puțin, am considerat că este un om special, un om al lui Dumnezeu, și atât pe dumnealui cât și pe sora Eleonora, pe sora Rodica și pe ceilalți doresc Dumnezeu să vă mângâie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi place să întreb atunci când am ocazia să mă apropiu de familii îndoliate și să-i întreb care au fost ultimele cuvinte care le-a spus tata. Ce a spus mama ultima dată? Sunt lucrurile care în general rămân, care ne urmăresc. Dar acum tata nu mai este. Vor rămâne amintiri. Vei spune mereu în anii care urmează, așa făcea tata, așa spunea tata, așa se ruga tata, așa se comporta tata. Va rămâne asta. Dar în dreptul fratelui Pavel, vreau să spun această seară câteva lucruri. Lăsați-l să plece. Dumnealui pleacă oricum. Dar e foarte important dacă acceptați asta. Nu-i simplu. E foarte important dacă vă liniștiți inima și spuneți, da, să plece. De acord să plece. Lăsați-mă să plec. Dar de ce să pleci? Că în urmă cu 6 ani am înțeles a plecat mama. Și ar fi fost bine să mai rămâi. La noi mama Ana are 92 de ani, pe 93, este mama soției mele. Și nici eu, nici cei 9 copii ai noștri, nici nurorile, nici ginerii, nici nepoții care înțeleg, nu concepem ca mama Ana să nu mai fie. Nu realizăm asta. Ar fi foarte complicat și într-o zi, probabil se va întâmpla. Lăsați-l să plece, în primul rând, pentru că a avut un mandat și și-a încheiat mandatul. M-auziți? A avut un mandat. A avut un mandat să fie soț, să fie tată, să fie bunic, dar cel mai mare mandat a fost să fie copilul Domnului.
66 de ani aproximativ. L-a slujit pe Domnul. La vârsta de aproape 20 de ani, am citit aici, a încheiat legământ cu Domnul. Și a avut un mandat. Domnul Iisus Hristos și-a înțeles foarte bine mandatul. Și când dădea ca o dare de seamă în celebra rugăciune din Ioan capitolul 17, la versetul 4, spunea Domnul Iisus Hristos în rugăciunea aceea către Tatăl: Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Mandatul meu a fost să te proslăvesc. Eu am venit în lumea aceasta, spunea Domnul Iisus Hristos, cu acest mandat special. Și mandatul meu a fost să-L proslăvesc pe Tatăl, să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Pentru aceasta am venit pe pământ. Și acum încheia lucrarea și spunea: mi-am încheiat lucrarea și pe pământul acesta te-am proslăvit pe tine. Apostolul Pavel spunea Colosenilor în capitolul 1 despre mandatul lui și versetul 28 spunea: pe el, pe Iisus, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Și concluziona: iată la ce lucrez eu. Mântuitorul Iisus a înțeles mandatul că el este chemat în lumea aceasta, trimis să-l proslăvească pe Tatăl. Pavel a înțeles că mandatul lui este ca pe orice om să-l sfătuiască, să-l învețe și pe orice om să-l aducă spre Hristos. Și spunea: iată la ce lucrez, asta este mandatul meu. Care e mandatul dumneavoastră? Care e mandatul tău? Frate, să construim, să ne zbatem, să alergăm, să nu dormim, să nu mai fim la biserică, să nu ne mai rugăm. Care e mandatul? Îți cunoști mandatul? Știi care este mandatul pe care Domnul ți l-a încredințat? Pavel, înțelegând chemarea la Evanghelie, le spunea Corintenilor, capitolul 9, versetul 16: și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Chemarea mea e acolo. Locul meu este acolo, Dumnezeu nu m-a chemat să botez, nu m-a trimis să fac anumite lucrări pe care nu mi-aparțin, dar m-a chemat să predic Evanghelia și vai de mine dacă nu predic Evanghelia, deci ăsta e mandatul meu. Și când se despărțea de frații din Efes, în Fapte, în capitolul 20, le spune același lucru: să-mi sfârșesc cu bine carea și mandatul pe care mi-a dat Domnul de a vesti Evanghelia. Știi care e mandatul tău? Știi care este mandatul dumitale? Ai un mandat care într-o zi se va încheia. Lăsați-l să plece pe fratele Pavel, că și-a încheiat mandatul. 2. Lăsați-l să plece că a avut stabilit un timp și timpul a expirat. Da? Spunea omul lui Dumnezeu David în Psalmul 139, versetul 16, a doua parte: și în cartea ta erau scrise câte? Toate zilele înainte de a fi vreuna din? Oh, dacă nu era, mai trăia. Dacă nu era în avion, dacă nu era în mașină, dacă nu era în submarin, dacă nu era, nu e adevărat. Oameni buni, Iov, cartea lui Iov, capitolul 14, ne spune la versetul 5 despre adevărul acesta, despre timpul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit fiecăruia dintre noi. Sigur că calitatea vieții ține de noi, spunea cineva, dar cantitatea ține doar de Dumnezeu. Și Iov, capitolul 14, citesc: dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile și dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Nu-l va putea trece. A avut un timp. Timpul e unul binecuvântat. La 80 și aproape 6 de ani, chiar dacă e cu durere mare pentru dumneavoastră, când am înțeles asta, până în fața gropii, când am ia sicriul cu tatăl meu să se coboare acolo. N-am înțeles asta. Și după o săptămână și câteva zile,
Tot la noi în sat m-am dus la o altă mormântare. Pavel, știi cât mi-a fost de greu să mă duc de aici și până la mormântul tatălui? Știi cât de greu a fost traseul acela? Nu mi-am imaginat niciodată cum poate fi atât de greu. Dar totuși la 80 și aproape 6 de ani este ca un snop strâns la vremea lui. Lăsați-l să plece. 3. Lăsați-l să plece că a avut izbândă în călătoria dumnealui. Și știți de ce a avut izbândă? A trăit frumos și a murit frumos. Și asta nu-i lucru mic. Spunea cineva, murim cum trăim. Oamenii vreau să trăiască bine și avem atâtea promisiuni, mai ales la noi în zona noastră, acum în România sunt alegeri și din nou atâtea promisiuni, slavă Domnului că n-am fost la cele care au fost acasă, că din nou promisiuni, că să trăim bine. Biblia ne cheamă să trăim frumos. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Dar spuneam și repet, murim cum trăim. Despre Noe, îmi place așa de mult, spune Biblia, omul acesta era un om deosebit între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și umblând cu Dumnezeu, Noe a găsit acea posibilitate, acea, acel har al salvării, al mântuirii. Și pentru că se spunea despre eroii credinței, la un moment dat, acel apostol îl pune și pe Noe, pe lista aceea eroilor credinței, și în Evrei, capitolul 11, versetul 7, citim despre Noe. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, a vrut fratele Pavel înștiințări din partea lui Dumnezeu. A avut multe. S-a bazat pe descoperiri dumnezeiești? Cu siguranță, da. Vi le-am împărtășit și vouă? Da. Despre lucruri care că nu se vedeau, plin de o teamă sfântă, și-a făcut un chivot ca să scape casa. Și chivotul care scapă casele noastre nu-i biserica penticostală, nu-i biserica baptistă, nu-i biserica ortodoxă, nu-i un sistem religios. Chivotul care ne scapă casele este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Vrem să ne fie familiile salvate, da. Vrem să fie casele noastre salvate, da. Vrem copiii noștri să fie salvați, da. Vrem din toată inima o singură soluție sub cer, jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele iertării, ca de iertare, eliberare și biruință. Și spunem din toată inima, mărit să fie Dumnezeul nostru. A avut izbândă. A avut o familie binecuvântată. Am văzut și eu din pozele, puține sigur, din atâția ani, cu bucurie, cu zâmbet, cu dragoste. A avut izbândă. A trăit frumos. Și a murit frumos. Lăsați-l să plece. În ultimul rând vreau să spun că nu pleacă nicăieri. Nu pleacă într-un cimitir din Chicago. Nu pleacă între patru scânduri, cum spunem noi. Îi așteptat. Îl așteaptă Stăpânul. Așteaptă Stăpânul. Cântăm o cântare frumoasă cu ocazia acestor evenimente și spune, mă așteaptă fraț. Spre-am întâmpina. Ei au sfârșit alergarea înaintea mea. Dar spunea poetul, dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta.
Noi nu plecăm nicăieri. Noi nu plecăm într-un necunoscut. Pavel, care vedea lucrul acesta, apostolul Pavel, a cărui moto l-a scris așa de frumos în dreptul tatălui dumneavoastră și m-am bucurat că se spunea, îi se potrivește foarte bine. Pavel le spunea fraților din Filipi, am o mare frământare, sunt așa într-o, ca într-o clește, ca într-o strânsoare, sunt inconfortabil, nici nu știu ce să fac. Și spunea în versetul 22-23 din Filipeni capitolul 1, sunt strâns. Și ce înseamnă să fii strâns? Nu-s comod deloc. Îți frământat, îți neliniștit, nu dorm noaptea. Îmi place cu frații, îmi place cu familia, îmi place cu voi. Am construit împreună, ne-am rugat împreună, am avut părtășii frumoase împreună. Dar vreau să vă spun ceva. Am o dorință, am o năzuință, am o țintă, o frământare, o neliniște. Ar vrea să mă mut, să fiu cu Domnul meu. Că acolo e mult mai bine. Acolo e mult mai bine. Și când mă duc acasă, și când mă duc la Domnul, și când plec, mă așteaptă Stăpânul. Și frumoasele cuvinte care nu pot să nu le repet. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă. Mă așteaptă cununa pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea. Domnul judecătorul cel drept. Dacă Pavel se oprea aici, eu nu mai merita să fiu păstor, nici dumneavoastră, nici slujitor, nici să vă sacrificați. N-avea niciun rost. Dar Pavel nu s-a oprit aici și a continuat și a spus, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului și fratelui Pavel și mie și dumneavoastră. Iubiți venirea Domnului? Iubiți venirea Domnului? Și Duhul și Mireasa zic și noi din toată inima să spunem vino Doamne Iisus. Așa că mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă mângâie. Dumnezeu să vă întărească. Lăsați-l să plece. Acceptați asta. Puneți-vă de acord cu planul lui Dumnezeu. Că se citea în psalm în această seară, tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă. Și-a auzit vocea, și-a auzit chemarea, și-a auzit mesajul și s-a întors. Că a spus Dumnezeu. A avut un mandat. Un mandat care s-a expirat. Care l-a încheiat. A avut un timp. Un timp bine stabilit. A avut izbândă în călătoria dumnealui. Și pleacă ca un snop strâns la vremea lui. Îl așteaptă Stăpânul. A trăit frumos, a plecat frumos și a plecat acasă la Domnul. Și 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 100. Când se desface casa trupească, a cortului nostru pământesc, e gata de noi. Am pierdut tot. Avem o clădire, o casă, făcută nu de mână, din cer, de la Dumnezeu. Nu una trecătoare, ci una veșnică. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem cu toții, cu bine, acasă. Ne va aștepta fratele Pavel, ne va saluta, ne vom revedea. Așa cum cântăm cântarea, la revedere, ne-am saluta. La revedere, ne-am revedea. La revedere, ne-am întâlni. Acolo sus, în veșnici. La revedere, frate Pavel. Amin.